Drumuri blocate de viscol în a doua noapte cu ger. Bun găsit tuturor, sunt Cătălina Biholar, încep știrile Intermedia. Iată și câteva dintre subiectele zilei. A doua noapte cu iarnă autentică de gerar, cu ninsoare și viscol, a închis mai multe drumuri în zona Moldovei. De dimineață, oamenii au avut de-a face cu nămeții care pe alocuri depășeau un metru. Profesorul universitar Mihai Dimian și-a anunțat candidatura la funcția de rector al Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Iar procurorii DNA Suceava au trimis în judecată 51 de persoane care au avut legătură cu fabrica de permise de la Suceava. Detalii despre acestea și alte subiecte în știrile pe larg. A doua noapte cu iarnă autentică de gerar, cu ninsoare și viscol, a închis mai multe drumuri în zona Moldovei, în județele Neamț, Vrancea, Vaslui și Iași, între care drumul național de la Târgu Frumos la Moțca. Drumarii au reușit cu greu să țină drumul circulabil până la ora 21, după care condițiile meteo extreme au determinat autoritățile să-l închidă până marți dimineață. Mai multe drumuri naționale au avut restricții totale de circulație în noaptea de luni spre marți din cauza ninsorii și a viscolului puternic. Între acestea, drumul național 23B între localitățile Stupina, Ciorăști, în județul Vrancea, centura ocolitoare Roman Est, Sagna, în județul Neamț, și drumul național 28A între localitățile Târgu Frumos și Pașcani, în județul Iași. Drumarii au reușit cu greu să țină drumul circulabil până la ora 21, după care condițiile meteo extreme au determinat autoritățile să-l închidă până marți dimineață. Așadar, începând cu ora 21, din cauza viscolului general și a vizibilității reduse, a fost luată decizia închiderii temporare a drumului național 28A, Târgu Frumos, Pașcani-Moțca. De cât timp sunteți pe traseu? De la 10 dimineața. De la 10 dimineața? Azi dimineața la 10, da. Și până acum ați reușit să țineți deschise toate sau? Da, păi mai acum jumătate de oră s-a închis ăsta de aici. Ăsta, Pașcani-Moțca. Acum jumătate de oră. L-am ținut, dar acum na, l-am închis. E greu, viscolește tare. Da. Condiții de iarnă. Sectorul Târgu Frumos-Pașcani era închis deja circulației de la ora 18, ceea ce i-a surprins pe unii șoferi în mijlocul viscolului. La Pașcani. La Pașcani. Și e închis drumul? Da. Și acum ce faceți? Unde o luați? Să vedem ce zice domnul polițist. Inițial, măsura era valabilă până marți dimineață la ora 6, condiționată fiind de încetarea fenomenelor meteo. Însă, abia începând cu ora 9, a fost redeschisă circulația autovehiculelor pe DN28A. În județul Suceava, detașamentul de pompieri a intervenit cu o autospecială de intervenție și o autoșenilată pentru gestionarea unei situații de urgență generată de ninsor și viscol pe raza comunei Fântânele. O ambulanță care mergea să transporte la spital o mamă și un copil cu afecțiuni respiratorii a rămas blocată din cauza viscolului. După ce salvatorii au parcurs aproximativ 8 km prin zăpadă viscolită, i-au preluat pe mamă și copil și i-au transportat în siguranță la ambulanță, de unde au fost transportați la Spitalul Clinic Județean Suceava. După o zi și o noapte cu viscol, sucevenii au mai avut de luptat și cu efectele acestuia. Una dintre cele mai afectate zone din județul Suceava a fost comuna Fântânele, troiene de aproximativ un metru, mașini și autoutilitare de dezăpezire blocate, șoferi care au ales să se întoarcă din drum, localnici care cu greu și-au făcut loc prin zăpadă. Cam acesta este tabloul unei zile de iarnă după o noapte cu ninsori și viscol, care a pus la încercare mulți nervi și a pus în pericol multe vieți. Un ninsoare are pe aici? Nu, n-am fost. Mai mult o viscoliță, înțeleg, nu? Viscoleala, asta e problema cea mai mare aici. E blocat, nu? Blocat, da. Mai este un autobuz, este și mașina asta dimineață de azi noapte prinsă în dreapta și o scoate acum. Problem. Ai viscolitare? Da, o luăm pe altă tură. Este rută ocolitoare. Drumul era blocat de un utilaj de dezepezire înțepenit în nămeți. Zăpadă puternică. Asta este, și să-i facem? Îi dăm tot înainte. Ce să-i facem? De acum să le scoată, să le... Da, asta este. E bun așa, că nu sunt alte probleme. Da, au rămas blocați aici toată noaptea sau cum a fost? Acum dimineața.
dimineața. Au viscolit toată noaptea, ieri toată ziua. Au fost probleme mari, da. Asta este la Moldova, aici, la Suceava. Dar nu se mai vede nimic aseară. Nu se mai vede nimic, nimic. Din coace erau mașini blocate, n-aveai unde feri. Și când ați rămas blocat acum? Aseară a rămas. Aseară, am stat până acum, de aseară până acum. Și a stat în mașină? Nu, am schimbat mașina și am dat cu alta țărăriță. Mi-am făcut traseul. Deci sunt și ieri de la ora 11. Deci viscol puternic aici. Am 24 de ore când stau pe drum. Un alt șofer tocmai își cosese autoturismul din zăpadă. O oră s-a chinuit. Noi avem cam o oră. Cam o oră asta blocați? Da, da. Și unde trebuie să ajungeți? La Dolhasca, Siriștea Nouă. Un pic mai încolo, un tânăr venise să-și recupereze mașina pe care și-o abandonase peste noapte. L-au luat pompierii până în sat, la 5 dimineața, de acolo a luat autobuzul până acasă, în municipiul Suceava, cartierul Burdujeni. Acum, înarmat cu o lopată, s-a întors după mașină. Când ai rămas aici blocat? De azi noapte. De azi noapte? Da. Dar practic ce s-a întâmplat? Era un rămas mare, ai rămas blocat? Păi, era ok, dar era cineva în fața noastră care a rămas potmolit, pentru că eu nu mă opream și mergea mașina. Dacă m-am oprit, de atunci nu a mai mers. Poate te-ai oprit, nu mai trecut. Nu. Poate dacă nu era mașina aia în față, poate treceam cumva. Când nu era tare. Dar după o jumătate de oră s-au făcut, deci nu mai vedeai urmele la mașină. Așa tare biscolea? Da. Acum văd că și îngheța zăpada, nu? Da. La minus 14 grade e și fger. Și acum, practic, tu nici măcar nu poți intri mașină până în 18, nu? Da, da. Măcar un pic din față, din lateral și-am plecat. Nu, au venit pompierii și ne-au dus până în sat și de acolo am mers cu autobuzul. Că am prins și autobuzul la 5 dimineața, că la 5 dimineața am plecat de aici. Deci am rămas la ora 11:30 și la 5 am plecat, 5 dimineața. Din Suceava, Burdujeni. Din oraș. Într-un final, a reușit să scoată autoturismul cu ajutorul unor cetățeni care l-au împins. Câțiva navetiști au avut și ei ceva aventuri cu autobuzul blocat mai bine de jumătate de oră. Bună dimineața! Dimineața, să trăiți! Cum e cu gerul la Suceava? Cam povești! Cam povești, nu? Da. A stat și jumătate de oră, am înțeles, nu? Mai bine, cred, nu. Când... Iar la noi cavara. Iar la noi cavara, când ați plecat din Suceava? Acum, m-a urcat la Verești. La Verești? Da, acum. Jumătate de oră. Arunceați mai repede pe jos. Dacă știam, mă luam pe jos, da? Da, știut. Între timp și utilajul de deszăpezire a fost scos din zăpadă, iar șoferul și-a continuat traseul. Ia că a scos-o. A scos-o, dar acum ce faceți? Pe traseu mai departe? Da, dar acum continuăm traseul. N-am treaba. Și dormim, când mai dormiți? Când apucăm. Având în vedere condițiile meteorologice din județul Suceava, polițiștii suceveni îndeamnă conducătorii auto la prudență sporită la volan. Recomandările includ mărirea distanței în mers, evitarea manevrelor riscante în trafic și adaptarea vitezei în funcție de starea carosabilului. Circulația feroviară se desfășoară în condiții de iarnă pe regionalele Iași și Galați. Vântul puternic, viscolul și temperaturile scăzute au dus la anularea a 11 trenuri pe raza regională Iași. Chiar și pe rute unde s-a putut circula, trenurile au avut restricții de viteză. Pe regionala Galați, pe distanța Mărășești-Tecuci, circulația automotoarelor s-a desfășurat marți cu antemergător, locomotivă diesel sau electrică, din cauza vântului puternic și a viscolului.
Între Brăila și Făurei, trenurile au circulat cu restricție de viteză de 70 de km la oră din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Stația Mărășești a înregistrat în cursul nopții de luni spre marți întârzieri și probleme în circulație din cauza ninsorilor abundente și a viscolului. 8 trenuri de călători au fost afectate. Pe raza regională Iași, între Leșu Ilvei, Poiana Ilvei și Lunca Ilvei Coșna, trenurile au circulat cu restricție de viteză de 50 de km la oră din cauza ninsorii și a viscolului. 10 trenuri de călători au întârziat la plecarea din stațiile Iași și Bacău. La solicitarea CFR Călători, 11 trenuri au fost anulate pe regionala Iași. CFR SA a transmis că personalul feroviar este activat și intervine operativ în zonele afectate pentru a menține continuitatea traficului feroviar, iar că măsurile de circulație adoptate în această perioadă sunt necesare pentru a menține condiții optime și de siguranță pe rețeaua feroviară. Călătorilor li s-au transmis scuzele necesare în cazul întârzierii la destinație. Mai multe școli din județul Suceava au decis ca marți pe 9 ianuarie să suspende sau să țină cursurile online din cauza viscolului și a ninsorii. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Suceava, au fost închise școala gimnazială din Corocăiești, școala gimnazială Mihai Eminescu din Bănești și 5 structuri de la școala gimnazială Uniceni, respectiv școala gimnazială Manolea, grădinița cu program normal Manolea, școala primară Boura și grădinițele cu program normal Boura și Țolești, ca și școala gimnazială Ion Muceleanu Fântâna Mare și școala gimnazială Maria Cantacuzino Horodniceni. La școala 4 Suceava, orele de curs nu au fost suspendate, doar elevii navetiști care nu puteau ajunge sunt în online, a precizat Cezar Anuței. Potrivit acestuia, a fost vorba în total despre 1637 de elevi afectați de măsuri luate din cauza vremii extreme. Luni seară, Inspectoratul Școlar Județean Suceava a trimis o recomandare tuturor instituțiilor de învățământ ca acolo unde condițiile sunt nefavorabile, cursurile să fie sistate. Profesorul universitar Mihai Dimian și-a anunțat candidatura la funcția de rector al Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Alegerile vor avea loc în luna februarie și până în prezent nu s-au mai anunțat alți candidați. Rectorul în funcție, profesorul universitar Valentin Popa, a transmis la sfârșitul anului trecut că nu va mai candida pentru un nou mandat. Într-un mesaj transmis comunității academice, profesorul universitar Mihai Dimian a anunțat că va candida la funcția de rector al Universității Ștefan cel Mare. Alegerile vor avea loc în februarie și până acum nu au mai fost anunțate alte candidaturi. Am luat această decizie cu profundă emoție. Conștient de rezultatele excepționale înregistrate în cei peste 60 de ani de existență a instituției și de aspirațiile comunității noastre universitare. Amintesc aici contribuția substanțială a rectorului, profesor universitar dr. Inginer Emanuel Diaconescu, doctor al Colegiului Imperial din Londra și membru corespondent al Academiei Române, cel care a condus transformarea institutului în universitate și a garantat cu notorietatea numelui său că și la Suceava putem realiza o cercetare academică la cel mai înalt nivel. Domnul rector, profesor universitar dr. Inginer Adrian Graur, a conferit o personalitate proprie acestei universități printr-o dezvoltare fără precedent a infrastructurii, atragerea de personal înalt calificat din țară și străinătate și proiectarea celui de-al doilea campus universitar. Domnul rector, profesor universitar, dr. Inginer Valentin Popa a oferit instituției o stabilitate financiară solidă, o diversificare a ofertei academice și un program major de investiții ce se află în implementare în cele două campusuri ale USV, a transmis profesorul universitar dr. Inginer Mihai Dimian. În ultimii 12 ani, el a ocupat funcția de prorector responsabil cu activitatea științifică a Universității Sucevene și s-a implicat în numeroase proiecte de dezvoltare, nu doar în cadrul USV, ci și în comunitatea suceveană. Mihai Dimian a coordonat acțiunile USV de sprijinire a sistemului medical sucevean în lupta cu pandemia de COVID-19 prin amenajarea primului laborator de depistare a virusului de la Spitalul Județean Suceava. A elaborat
elaborat documentația pentru autorizarea secțiilor clinice universitare și transformarea Spitalului Județean de Urgență Suceava în Spital Clinic. A inițiat împreună cu echipe de la Primăria Orașului Siret și Consiliul Județean Suceava dezvoltarea Parcului Științific și Tehnologic de la Siret și a coordonat Centrul USV de ajutor și consiliere pentru refugiați. Astăzi, după 16 ani de implicare activă în cadrul USV și 15 ani de experiență academică în Statele Unite ale Americii, Franța și Germania, consider că sunt pregătiți să preiau această imensă responsabilitate de a scrie împreună cu dumneavoastră un nou capitol strălucit în istoria Universității Sucevene, a transmis profesorul Mihai Dimian. Actualul rector al USV, profesorul universitar Valentin Popa, a anunțat în decembrie 2023 că nu va mai candida pentru un nou mandat, deși legea îi permite. În plină iarnă, elevii din aproape jumătate din țară sunt nevoiți să meargă pe jos la școală dacă părinții nu-și permit să suporte cheltuielile de transport. Asta deși transportul ar trebui să fie gratuit. USR atrage atenția că problema legată de transportul elevilor nu a apărut peste noapte, ci a fost generată de deciziile PSD-PNL. Cadoul PNL-PSD după sărbători constă într-o nouă cheltuială pusă în spinarea părinților, care trebuie să achite din buzunarul propriu abonamentele pentru deplasarea la școală. Comportamentul este același. Ministerul Educației dă vina pe consiliile județene, CJ-urile pe minister, în timp ce transportul școlar e în continuare pe avarie. Elevii au decis să protesteze față de o nouă neglijență a acestui guvern, incapabil să rezolve marile teme la care s-a angajat. A transmis deputatul USR Filip Havârneanu. Problema legată de transportul elevilor nu a apărut peste noapte, ci a fost semnalată de mai bine de 3 luni. În baza legii în vigoare, transportatorii au acordat gratuitate elevilor odată cu începerea noului an școlar, dar nu și-au primit nici până acum banii. Parlamentarii USR susțin că au trimis întrebări la guvern, dar nu au primit niciun răspuns. Problema transportului elevilor trebuia discutată cu mult înainte de începerea școlii, nu la 4 luni de la debutul anului școlar. Și nici măcar nu este o problemă nouă. Avem o nouă lege a educației, HG-uri contradictorii și un mare haos continuu referitor la transportul elevilor, declară și senatorul USR Ștefan Pălărie. USR acuză coaliția de guvernare că a refuzat proiectul Uniunii Salvați România, care ar fi ușurat procesul plății transportului, fără ca elevii și părinții să fie nevoiți să scoată din buzunar bani pe care nu și-i permit ca să aștepte apoi, luni la rând, ca să-și recupereze sumele. Inițiativa USR, care simplifica procedura de decontare a transportului pentru elevi cu obligații clare pentru autoritățile locale, este blocată din martie 2023 în comisiile permanente din Senat. Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit, Sorin! Bună, Cătălina! Bine v-am regăsit! Și-au reamintit elevii unora dintre școlile din județul Suceava, mai exact 1637 de elevi, cum să se reconecteze pe platformele online. Mulți au participat în forma aceasta la cursuri din cauza incertitudinii dacă vor putea sau nu ajunge fizic la școală. A fost mai mult o măsură preventivă. Da. Acum, ori cu o zi în plus, ori la câte școală se face, nu se mai cunoaște. Poți să lipsești cu săptămânile. Dar înainte de... urmează vacanța de schi. În județul nostru, cred că este de pe... când e? De pe 13, pe 20 sau de pe 26? O săptămână au, da. Știi că de fiecare sâmbătă, județ... Da, își alege perioada în care optează pentru varianta de vacanța de schi. Da, și ar trebui... Evident, în sezonul de schi. Eu cred că e distanță cam mare între vacanța de... mare. Crăciun și Revelion și vacanța de schi. Adică 2 săptămâni aceea, întregi. Da, e cam o lună cam. De aceea, cum așa? S-a terminat vacanța de după Bobotează. Da, pe 26 ianuarie începe? În fine, în fine. Ar trebui și o vacanță de viscol. Pe care aici nu poți să o alegi tu. Acum inspectoratele școlare pot să aleagă ele. Săptămâna altfel, săptămâna verde, vacanța de schi. Dar asta, vacanța de viscol, ia când e. Sorin, vacanțe de viscol erau și pe vremea mea. Mai tot timpul, iarna, după vacanța de iarnă... Era viscol. Era viscol, erau troienele și mari. Și mergeai cu muci la nas la școală? Nu, nu mai dădeau câteva zile de vacanță. Azi dădeau. Tu ai intrat, ai prins aia unde... Eu am prins chiar cu vacanța de viscol. Când fulguia, dădea vacanță de viscol. Nu chiar.
Acum, serios, o zi în sus sau în jos nici nu mai contează cum se face școală, dar o să recupereze cu siguranță. Dar nu pe 24 ianuarie, că e zi liberă. Nu. Bine, acum vorbind la modul serios, sunt cazuri și cazuri, adică sunt localități unde chiar a fost o problemă și ce faci acum pentru o zi de școală, pui în pericol sănătatea copiilor sau... Și așa sunt, în afară de cazul ăsta cu viscolul și cu vremea care n-a permis, în alte județe, de exemplu, așa am văzut că a fost închis tot. În Neamț au fost și acolo probleme și prin alte părți. Uite, drumul de la Moțca până la Pașcani, un drum foarte important, a fost închis de azi noapte până dar sunt marți foarte dimineața. Multe cazuri de copii care sunt bolnavi și oricum este o recomandare a Ministerului Sănătății către școli, către inspectoratele școlare, să le spună părinților că atunci când copiii sunt bolnavi, să nu-i trimită la școală, să nu-i îmbolnăvească și pe alții. Dar oare învățământul acesta online de o zi chiar a fost? Sau doar au intrat așa pe platforme și au făcut o fotografie de grup cum că erau acolo prezenți, da, și s-au dus la Săniuș în două și cazuri, profesori în, și elevi? În două cazuri s-a făcut, în două cazuri. Despre învățământul superior acum, profesorul doctor inginer Mihai Dimian și-a anunțat candidatura pentru funcția de rector al Universității Ștefan cel Mare din Suceava și reamintesc faptul că actualul rector, profesorul Valentin Popa, a anunțat faptul că nu va mai candida pentru continuarea funcției de rector. Nu știu de ce a așteptat atât de mult domnul Dimian, e alegerea lui, se știa. Toată lumea știa, cred că Mihai Dimian a aflat ultimul că el candidează. Știa toată lumea ce... Poate anunțul a venit după ediția de astăzi a Jupânului? Nu știu dacă are vreo legătură, dar domnul Dimian... Dar tu de ce a anunțat atât de târziu în Jupânul? Că poate că a anunțat și domnul Dimian mai repede. Domnul Popa a anunțat când? A trecut o lună, nu? De când a spus că nu mai candidează. Și când am făcut cu domnul Popa, bine, el n-a zis, a fost așa, a făcut-o pe aia enigmaticul, l-a întrebat, domne, că a zis că s-a dat la, adică nu mai candidează pentru că a constatat că este cineva care îndeplinește două condiții. Aceea că poate și aceea că vrea. Pentru că a spus că mai sunt și oameni care pot, dar nu vor. Și am întrebat cine e Mihai Dimian și a zis, nici nu infirm, nici nu confirm. Hai asta ca la serviciile secrete americane, nu? Da. Și era clar că domnul Dimian va candida. Întrunește toate condițiile astea, își dorește foarte mult, el își dorește de ani de zile, adică își mai dorea și data trecută, din câte știu eu, are o carieră în spate, este un tip foarte activ, e chiar hiperactiv, are o capacitate de muncă foarte mare, da? Știe să atragă fonduri europene, să facă proiecte din astea. Deci și poate și vrea. Da, și poate și vrea. Zis, nu știu de ce atât de târziu are treaba dumnealui, alegerile sunt pe 15 februarie și din informațiile pe care le-am, nu îl contracandidează nimeni. Ar trebui măcar așa de ochii lumii să fie acolo cineva. Dar de ce să fie de ochii lumii, Sorin? Dacă da, nu știu. Toți ceilalți care... Nu e mai bine să nu fie de ochii lumii... Da, faci de râs, adică cine acceptă rolul de... Iepure. Așa. Bineînțeles că nu va lua voturi 100%, adică nu cred că vor participa toți la vot. Votează toți profesorii și sunt reprezentanța ai studenților, nu știu, în proporție de 10% sau nu știu cât. Vor fi și voturi împotrivă, cred așa, dar va, din câte știu eu, va fi singurul candidat. Deci viitorul rector al USB este Mihai Dimian. Cât despre Valentin Popa, știi ce funcție va rămâne în dumnealui, în mesajul pe care l-a transmis la finalul anului trecut? Că nu mai vrea nicio funcție. Executivă. Da. Dar poate că sunt funcții, nu știu, onorifice în universitate. Dar nu știu, pe care le-ar putea cu siguranță ocupa. Are destul de treabă de făcut domnul Popa. Bănuiesc că domnul Dimian acum nu o să-i întoarcă spatele. Nu văd niciun motiv pentru asta. Așa? Dar se descurcă. Ce vrei să faci închetă? Nu, mă gândeam că merită o formă de o funcție onorifică și nu doar domnul Popa. În universitate. Da. Ce, să vorbim cu un psiholog? Crezi că îl afectează așa tare? Hai să ne întoarcem la învățământul preuniversitar, învățământul obligatoriu și peste vârsta aceasta. Legislația nu doar permite, ci solicită decontarea navetei elevilor care trebuie să călătorească cu mijloace de transport în comun pentru a ajunge la școală. Nu mă refer aici în cazul fericit al municipiului Suceava, unde toți elevii circulă gratuit,
în municipiul Suceava cu transportul public local, ci când trebuie să meargă cu alt fel de mijloace, microbuze, alt fel de autobuze, elevii din interiorul județului. Să zicem că trebuie să facă naveta până la școală. Este o problemă veche. E o problemă de vreo 3 ani sunt probleme la capitolul acesta, dar de la acest an școlar problema e mai acută. Păi nu, aici a fost o încurcătură, înțeleg eu, că ar fi trebuit altcineva să facă decontările și până la urmă a rămas pe primării. Și primările au crezut că nu ele vor face deconturile, ceva cu Ministerul Educației. Am vorbit și cu Traian Pădureț de la Proeducația, care a subliniat că tot primările vor trebui să dea bani. Primările trebuiau să prindă în buget, să voteze consiliul local și așa mai departe. Unele au făcut lucrul ăsta, altele nu au făcut. Și pentru că fiecare a interpretat legislația în felul lui și pentru că se aștepta o schimbare, dar înțeleg că tot asta, trenulețul ăsta, ordonanța asta, trenulețul a zis că trebuie primăriile să facă. Până la urmă, cred că se va lămuri situația, însă până în alta... Primării care în noiembrie și decembrie nici nu au avut voie să facă angajamente bugetare, se cheamă, da, adică cheltuieli noi. Transportatorii au septembrie, octombrie, noiembrie, da? Și decembrie. Și nu mai vor să facă, înțeleg că s-a format o asociație și au spus de acum elevii trebuie să plătească pentru că ei nu mai cred în promisiunile care se fac de decontare. Și să-și deconteze ulterior elevii, părinții, în baza biletelor, da, cum era pe vremuri. Știu, dar așa era. E complicat. Dar nu știu, după ce trece anul ăsta electoral, câte gratuități vor mai fi de genul ăsta. Anul ăsta mai trag cu dinții, o să o scoate ei la capăt într-un fel, da? E gratuitate cam și tot din, prea multă, nu știu. Din calculul acesta electoral, oare bine să te pui cu atât de mulți părinți, atât de mulți elevi? Nu, până la urmă o scoate ei la cap, dar nu înțeleg de ce, dacă tata meu, să zicem că tata meu e pădurar și eu fac naveta la școala din nu știu ce oraș. De ce eu să am gratuitate ca ăla care taxul lucrează cu ziua la oameni? Tu poți să ai gratuitate, dar îți garantez eu că nu mergi cu transportul în comun. Nu, dar zic așa că idei. Ca principiu. Știi problema mea cu... Inechitățile. Adică ce cu gratuitățile astea? Vrei să-ți reamintesc cum se dau bursele de merit? Da, bun, dar aici nu s-a revenit încă. O să facă modificare. O să fie modificat. Dar nu cred că poți așa în timpul jocului, măcar la mijloc, după de modul sau la sfârșit de an școlar. Și aici în Suceava. Sunt copii care au Adidas de 1500 de lei, că e la modă, și ei circulă gratuit cu autobuzul, că tata n-are timp să-l ducă, că e șmecher, nu știu pe unde, și cu ăla care umblă cu tenis și rup 3 ani de zile. Cum vine asta? Cum la vine fel. Asta? Aceeași inechitate. Da. Ca și la pensionari, dacă vrei să deschid și subiectul acesta. Nu mai deschid, lasă-l închis. Mulțumesc pentru discuția de astăzi, Sorin. Doamnelor, domnilor, știrile continuă. Procurorii DNA Suceava au trimis în judecată 51 de persoane care au avut legătură cu fabrica de permise de la Suceava. Este vorba despre un agent de poliție, administratori ai școlilor de șoferi și instructori auto, cercetați pentru luare de mită, complicitate la luare de mită în formă simplă și continuată. Acesta este cel de-al 6-lea dosar trimis în judecată, în acest caz, de la începutul anchetei în 2020. Procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Suceava al Direcției Naționale Anticorupție au anunțat că au finalizat un al 6-lea dosar privind fapte de corupție legate de eliberarea permiselor de conducere de către Serviciul Public Comunitar, regim permise de conducere și înmatricularea vehiculelor Suceava. În acest dosar au fost trimiși în judecată 51 de inculpați, între care un angajat al Ministerului Afacerilor Interne, intermediari și instructori ai școlilor de șoferi, care în schimbul unor sume de bani ar fi permis fraudarea probei practice a examenului de obținere a permisului de conducere în perioada octombrie 2019-noiembrie 2020. În rechizitoriul anchetatorilor se arată că agentul de poliție Alexandru Gabor ar fi aderat împreună cu alți agenți examinatori din cadrul Serviciului de Permise Suceava la un grup infracțional organizat constituit de comisarul șef Radu Obreja și agentul de poliție Gheorghe Perijoc. Grupul infracțional s-a specializat în fraudarea probelor practice
practice, dar și teoretice a examenului pentru permis în județul cu cele mai multe accidente mortale din țară. Afacerea ilegală era profitabilă. Procurorii susțin că în perioada 31-10-2019, 25-11-2020, inculpatul Gabor Alexandru, prin intermediul mai multor persoane, printre care și o parte dintre ceilalți inculpați cercetați în dosar, ar fi pretins și ar fi primit de la un număr de 66 de candidați peste 15.000 de euro pentru fraudarea examenului pentru permis. 240 de elevi pasionați de spațiul cosmic și științe exacte s-au adunat la Vatra Dornei, în județul Suceava, acolo unde s-a desfășurat tabăra națională de fizică, astronomie și astrofizică. Evenimentul s-a aflat la ediția a 10-a și a antrenat participanții în concursuri și ateliere coordonate de olimpici internaționali. În cadrul taberei a avut loc și o sesiune de comunicări științifice pentru cadre didactice. Inspectoratul Școlar Județean Suceava, în parteneriat cu Societatea Științifică Cygnus și Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, alături de Liceul Teoretic Ion Luca Vatra Dornei, Colegiul Silvic Bucovina Câmpulung Moldovenesc, Școala Gimnazială George Voievitca Câmpulung Moldovenesc și Școala Gimnazială numărul 2 din Vatra Dornei au organizat în perioada 3-7 ianuarie 2024 Tabăra Națională de Fizică, Astronomie și Astrofizică Marin Dacian Bica, ediția a 10-a. Partener al acestei ediții a fost și Primăria Municipiului Vatra Dornei. La finalul taberei, elevii au participat la două concursuri, Concursul Național de Fizică Marin Dacian Bica și Concursul Național de Astronomie și Astrofizică Marin Dacian Bica, concursuri cuprinse în ultima perioadă în calendarul național al competițiilor școlare ale Ministerului Educației. Tabăra și concursurile școlare au avut două secțiuni, secțiunea de fizică, la care au participat elevii din clasele 6-12, respectiv secțiunea de astronomie și astrofizică, pentru elevi începând din clasa 1 până în clasa 12. În cadrul taberei au fost desfășurate sesiuni de pregătire pe clase, pentru disciplina fizică și pe ateliere la astronomie și astrofizică. La această ediție au participat 240 de elevi și 40 de cadre didactice din 21 de județe ale țării. Alături de aceștia, în calitate de mentori, au participat 3 olimpici internaționali care au avut calitatea de mentori pentru elevii din tabără. Respectiv, au fost lectori alături de cadre didactice, au îndrumat elevii la observații astronomice cu telescoape și au fost evaluatori la probele din cadrul concursurilor școlare. A transmis principalul organizator al manifestării, inspectorul general adjunct profesor dr. Petru Crăciun. Elementul de noutate al acestei ediții oferite elevilor a fost reprezentat de coordonarea atelierelor de către mentori, foști sau actuali olimpici internaționali și elevi recunoscuți pe plan național și internațional. Mentorii au ținut cursuri, au propus subiecte pentru concurs și au făcut parte din comisia de evaluare a tezelor. De asemenea, în cadrul taberei a avut loc o sesiune de comunicări științifice pentru cadre didactice, iar lucrările prezentate în rezumat au constituit parte a broșurii realizată cu ISBN în cadrul taberei. Olimpicii internaționali și mentorii taberei au fost Andreea Boldureanu, din clasa a 10-a de la Colegiul Național Iași, medaliată cu aur la ediția 1-a a Olimpiadei Internaționale de Astronomie și Științele Spațiului pentru Juniori, România 2022. Emanuel Mendelson Mendel, elev în clasa 11-a la Liceul Internațional de Informatică București, medaliat cu argint la Olimpiada Internațională de Astronomie China 2023 și la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică din Polonia 2023 și cu multe medalii în anii trecuți la Olimpiadele Naționale și Internaționale de Fizică, Astronomie și Astrofizică. Și David Palagianu, din clasa a 10-a de la Colegiul Național Ștefan cel Mare din Suceava, medaliat cu aur la prima ediție a Olimpiadei Internaționale de Astronomie și Științele Spațiului pentru Juniori, România 2022, medalia cu argint la ediția a 2-a a Olimpiadei Internaționale de Astronomie și Științele Spațiului pentru Juniori, desfășurată la Volos, în Grecia, anul 2023, și finalist la Olimpiada Internațională de Astronomie din China 2023. 10 lebede au fost găsite moarte într-un iaz din satul Pocoleni, comuna Rădășenia, județului Suceava, iar testele de laborator au arătat că aveau gripa aviară. Specialiștii Direcției de Sănătate Publică Suceava avertizează populația că boala este transmisibilă la contactul direct cu păsările bolnave sau cu cadavrele lor. Prin urmare, ei recomandă cetățenilor să evite contactul cu păsările moarte, să acorde o atenție sporită igienei mâinilor și să cumpere carne de pasăre și ouă doar de la magazinele autorizate. Conform informațiilor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, simptomele la oameni includ febră cu valori peste 38 de grade Celsius, tuse, dificultăți în respirație, precum și dureri musculare și ale globilor oculari.
După aproape o lună de vacanță, componenții echipei de handbal CSU Suceava s-au întors la antrenamente. Universitarii se vor pregăti pe plan local pentru partea secundă a campionatului, perioada în care vor juca și 4 meciuri amicale. La primul antrenament din 2024, sub comanda antrenorului Bogdan Șoltănescu, au fost prezenți 17 jucători. De la reunire au lipsit motivat Dragoș Podovei, Cătălin Zarițchi, Sorin Grigore, Alexandru Focșănanu, Bogdan Niculae și Codrin Redu, aflați într-un stadiu de pregătire cu echipa națională de tineret a României. După o scurtă perioadă de reacomodare la efort, universitarii vor intensifica antrenamentele, iar până la reluarea Ligii Zimbrilor vor disputa și 4 meciuri amicale. CSU Suceava va juca pe 19 și 20 ianuarie pe teren propriu cu Motor Zaporojie, pe 24 ianuarie în deplasare cu CSM Bacău și pe 27 ianuarie cu CSU 2 Suceava. Mi-aș mai dori încă 5 victorii, adică încă 15 puncte. Și cred că cu 33 am fi în obiectiv, poate chiar un pic mai sus de față de ce ni s-a trasat de către conducerea clubului. Cred că ne stăm putință să realizăm acest lucru, dar trebuie să muncim și să fim lucizi pe tot parcursul returului, pentru că nimic nu e câștigat de înainte. După anul 2023, care cred eu a fost un an foarte bun pentru clubul nostru, cu siguranță ne dorim din ce în ce mai mult să urcăm atât ca joc, însă și în clasament cât se poate de mult și să bucurăm oamenii de la sală prin jocul nostru. Am încredere totală în băieți că putem urca, deci, 1, 2, 3 locuri, însă totul depinde și de jocul rezultatelor și, în primul rând, de jocul nostru, să ne câștigăm punctele pe care le putem câștiga în meciurile mai accesibile, să zic așa. Fiind o echipă care e obișnuită să lupte la primele 4-5 poziții în clasament, lucrul ăsta se imprimă în mentalitatea ta, pe fizicul tău, pe felul tău de a aborda meciurile și atunci cu siguranță devii genul de om care luptă acolo. Când ești obișnuit, cum a fost noi obișnuiți în ultimii ani, doar la evitarea trogadării, la evitarea barajului, tot încercăm așa mare acusare, cu degetul, mă scuzați, e mai dificil să urci, dar deocamdată suntem pe locul 9 și avem șansa ca anul ăsta să facem primul pas spre locurile superioare. Îmi doresc din toată inima să reușim să terminăm în primele 8. Dacă nu, nu o să fie o tragedie, cred că este o cărămidă bună pusă pentru ceea ce urmează în anii viitori. Eu consider că așa se clădește, nu poți deodată să urci de la locul 10, locul 9, să urci direct la locul 5-6. Trebuie pas cu pas și nimeni de sus nu te lasă să urci tu deodată să învingi 3-4 echipe pe care să le bagi sub tine. Nu este simplu că toți vor să fie acolo, să-și păstreze obiectivele, să-și păstreze sponsorii mulțumiți, suporterii mulțumiți, dar dacă există răbdare și încredere, avem pe ce clădi. Liga Zimbrilor se va relua în primul weekend din luna februarie cu meciurile etapei a 15-a, atunci când CSU Suceava va primi vizita Universității Cluj. Meciul va avea loc sâmbătă 3 februarie de la ora 17. Gruparea suceveană începe anul pe locul 9 la egalitate de puncte cu ocupanta locului 8, CSM Bacău. Divizionara a 4-a suceveană Șoimi Gura Humorului va juca un meci de pregătire cu Oțelul Galați, ocupanta locului 11 în Superligă. Partida va avea loc miercuri de la ora 12 pe stadionul Tineretului din Gura Humorului. Prim-divizionara Oțelul Galați efectuează în perioada 4-13 ianuarie un stagiu de pregătire centralizată la Vatra Dornei. Miercuri, de la ora 12, echipa antrenată de Dorinel Munteanu va susține un meci amical pe terenul divizionarei a 4-a Șoimi Gura Humorului. Gazdele ocupă locul secund la jumătatea campionatului la egalitate de puncte cu liderul Juniorul Selcea. Humorenii au anunțat un prim transfer în această iarnă. Este vorba despre Micael Cherariu de la Forestierul Frumusu. În vârstă de 31 de ani, acesta a mai jucat în trecut pentru FC Pojorâta, Șomuz Vălticeni și aseară Rău Câmpulung Moldovenesc. Amicalul dintre Șoimi Gura Humorului și Oțelul Galați va fi transmis în direct pe contul de Facebook Constantin Bogdan. Divizionara a 3-a de fotbal Bucovina-Rădăuți și-a stabilit programul de pregătire din această iarnă. Echipa antrenată de Ovidiu Murariu se va reuni luni pe 15 ianuarie și va disputa 7 meciuri amicale până la reluarea campionatului.
Divizionarea a treia de fotbal Bucovina Rădăuț și-a stabilit programul de pregătire din această iarnă. Echipa antrenată de Ovidiu Murariu se va reuni luni 15 ianuarie, iar după perioada de acomodare la efort va efectua un cantonament pe plan local, în perioada 7-17 februarie. Gruparea rădăuțeană va disputa 7 meciuri amicale până la reluarea campionatului. Bucovina va întâlni LPS Suceava pe 19 ianuarie, Șomuz Vălticeni pe 27 ianuarie și 24 februarie, Juniorul Salcea pe 3 februarie, FC Bacău pe 17 februarie, Știința Miroslava pe 21 februarie și Bradul Putna pe 2 martie. În pauza de iarnă, rădăuțenii s-au despărțit de 3 jucători. Este vorba despre fundașul Luc Zango și mijlocașii Răzvan Maftei și Adrian Răuțu, ultimul fiind în pregătiri cu FC Botoșani. În schimb, conducerea rădăuțenilor i-a repatriat pe Ionel Stoian și Andrei Săhlean, de la Șomuz Vălticeni. Clasată la finalul sezonului de toamnă pe locul 3 în clasamentul seriei 1 cu șanse mari de calificare în play-off, Bucovina Rădăuț va relua campionatul Ligii a 3-a pe data de 9 martie, cu un meci pe teren propriu în compania celor de la Aerostar Bacău. Știrile intermedia au ajuns la final. Urmează starea vremii și subiectele zilei pe scurt. Nu uitați că ne puteți urmări și online pe paginile noastre de socializare și pe intermediatv.ro. Sunt Cătălina Biholar, toate cele bune! La noapte va fi în continuare deosebit de frig în toată regiunea, va fi ger potrivit meteorologilor. Cerul va fi variabil, parțial noros, iar vântul va sufla cu moderație și va prezenta și unele intensificări. Temperaturile minime se vor încadra între minus 11 și minus 17 grade Celsius. Cel mai frig va fi la Roman. Începând de miercuri, se încălzește ușor potrivit meteorologilor. Nu se vor mai înregistra ninsori, iar cerul va fi mai mult senin în toată regiunea. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări, iar temperaturile maxime cresc și ele. Acestea se vor încadra între 2 și minus 2 grade Celsius. Cea mai semnificativă creștere se va înregistra la Vatra Durnei. A doua noapte cu iarnă autentică, de gerar cu ninsoare și viscol, a închis mai multe drumuri în zona Moldovei, în județele Neamț, Vrancea, Vaslui și Iași, între care drumul național de la Târgu Frumos la Moțca. Drumarii au reușit cu greu să țină drumul circulabil până la ora 21, după care condițiile meteo extreme au determinat autoritățile să-l închidă până marți dimineață. La o zi după viscol, suciovenii au mai avut de luptat cu efectele acestuia. Una dintre cele mai afectate zone din județul Suceava a fost comuna Fântânele. Troiene de aproximativ un metru, mașini și autoutilitare de desăpezire blocate, șoferi care au ales să se întoarcă din drum, localnici care cu greu și-au făcut loc prin zăpadă. Cam acesta e tabloul unei zile de iarnă după o noapte cu ninsori și viscol, care a pus la încercare mulți nervi și a pus în pericol multe vieți. Circulația feroviară se desfășoară în condiții de iarnă pe regionalele Iași și Galați. Vântul puternic, viscolul și temperaturile scăzute au dus la anularea 11 trenuri pe raza regionale Iași. Chiar și pe rute unde s-a putut circula, trenurile au avut restricții de viteză. Mai multe școli din județul Suceava au decis ca marți, pe 9 ianuarie 2024, să suspende sau să țină cursurile online din cauza viscolului și a ninsorii. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISJ Suceava, au fost închise școala gimnazială din Corocăiești, școala gimnazială Mihai Eminescu Bănești și 5 structuri de la școala gimnazială Uniceni, respectiv școala gimnazială Manolea, grădinița cu program normal Manolea, școala primară Boura și grădinițele cu program normal Boura și Țolești, ca și școala gimnazială Ion Muceleanu Fântâna Mare și școala gimnazială Maria Cantacuzino Horodniceni. La școala 4 Suceava orele de curs nu au fost suspendate, doar elevii navetiști care nu pot ajunge sunt în online, a precizat Cezara Nuței. Potrivit acestuia a fost vorba în total de 1637 de elevi afectați de măsurile luate din cauza vremii extreme. Luni seară, ISJ Suceava a trimis o recomandare tuturor instituțiilor de învățământ că acolo unde condițiile sunt nefavorabile, cursurile să fie sistate.
Procurorii DNA Suceava au trimis în judecată 51 de persoane care au avut legătură cu fabrica de permise de la Suceava. Este vorba despre un agent de poliție, administratori ai școlilor de șoferi și instructori auto, cercetați pentru luare de mită, complicitate la luare de mită în formă simplă și continuată. Acesta este cel de-al șaselea dosar trimis în judecată în acest caz de la începutul anchetei, în 2020. Profesorul universitar Mihai Dimian și-a anunțat candidatura la funcția de rector al Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Alegerile vor avea loc în luna februarie și până în prezent nu s-au mai anunțat alți candidați. Rectorul în funcție, profesorul universitar Valentin Popa, a transmis la sfârșitul anului trecut că nu va mai candida pentru un nou mandat. În plină iarnă, elevii din aproape jumătate din țară sunt nevoiți să meargă pe jos la școală dacă părinții nu-și permit să suporte cheltuielile de transport. Asta, deși transportul ar trebui să fie gratuit. USR atrage atenția că problema legată de transportul elevilor nu a apărut peste noapte, ci a fost generată de deciziile PSD-PNL. 240 de elevi pasionați de spațiul cosmic și științe exacte s-au adunat la Vatra Dornei, județul Suceava, acolo unde s-a desfășurat tabăra națională de fizică, astronomie și astrofizică. Evenimentul s-a aflat la ediția 10-a și a antrenat participanți în concursuri și ateliere coordonate de olimpici internaționali. În cadrul taberei a avut loc și o sesiune de comunicări științifice pentru cadre didactice. 10 lebede au fost găsite moarte într-un iaz din satul Pocoleni, comuna Rădășeni a județului Suceava, iar testele de laborator au arătat că aveau gripă aviară. Specialiștii Direcției de Sănătate Publică Suceava avertizează populația că boala este transmisibilă la contactul direct cu păsările bolnave sau cu cadavrele lor. Prin urmare, ei recomandă cetățenilor să evite contactul cu păsările moarte, să acordă o atenție sporită igienei mâinilor și să cumpere carne de pasăre și ouă doar de la magazine autorizate. Conform informațiilor furnizate de DSP, simptomele la oameni includ febră cu valori peste 38 de grade Celsius, tuse, dificultăți în respirație, precum și dureri musculare și ale globilor oculari. După aproape o lună de vacanță, componenții echipei de handbal CSU Suceava s-au întors la antrenamente. Universitarii se vor pregăti pe plan local pentru partea secundă a campionatului, perioadă în care vor juca și 4 meciuri amicale. Divizionara a patra suceveană Șoimigura Humorului va juca un meci de pregătire cu Oțelul Galați, ocupanta locului 11 în Superligă. Partida va avea loc miercuri de la ora 12 pe stadionul Tineretului din Gura Humorului. Divizionara a treia de fotbal Bucovina Rădăuți și-a stabilit programul de pregătire din această iarnă. Echipa antrenată de Ovidiu Murariu se va reuni luni 15 ianuarie și va disputa 7 meciuri amicale până la reluarea campionatului.